Ne facem datoria pentru care am fost lăsați aici să deranjăm oamenii. Ena? Da. Serios? Ne place să deranjăm oamenii. Da. Uite pe Roxana, de exemplu. Bună dimineața! Bună dimineața! De la Neața suntem, să rămână. Unde am nimerit cu telefonul? Brașov. Ești acasă? Nu, am ajuns la birou deja. Deja la birou? Sărbătorești ceva astăzi? Teoretic, practic a fost sâmbătă. Opa, cum a fost? S-a făcut curățenie după sau... Nu s-a făcut curățenie. N-a fost tămbălău. Nu chiar. Am înțeles. V-ați bestializat în Poiana, ai dat un bilet de autobuz până sus, recunosc. Să nu spunem chiar tot. Roxana, am sunat să spunem la mulți ani! Mulțumesc! Să te întrebăm dacă ninge la Brașov? Nu, e chiar soare. Hai să nu mai ningă, Răzvane, că e martie, ajungi, ok. Da, mă, dar săraci oamenii de acolo, așa de lângă gondolă, ce vin au? Vă reamintesc că anul trecut, fix în aprilie, după o sâmbătă din aia cu 16-17 grade, duminică dimineața a nins atâta, în multe orașe. Nu ne mai amintim. Da, a fost super trist. Sau, mă rog, pentru cei care nu aveau treabă, n-a fost trist. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim că te uiți la Neața. În ce domeniu activezi? Corporate. E bine. Bă, un popă nu mai găsești, un polițist, un... Nu mai găsești acum, să ai și tu o pilă undeva. Toată lumea la corporații. Asta e. O să... Da. Vedem. Ai vreun plan pentru primăvara asta? Am mai multe. Zine unul care știi sigur că ți-și iese. Unul care știu sigur. Ar trebui să înceapă așa. În primăvara asta o să... În primăvara asta o să mai slăbesc. Sper. Bine, îți ținem pumnii, te pupăm, te îmbrățișăm. Mulțumesc. Piesa asta este numai pentru tine, Roxana. Mulți ani.